Moțiunea lui Vasile Blaga la președinția PDL, intitulată România Dreaptă, PDL dincolo de lozinci, cuprinde un triplu angajament. Primul, reconstrucția partidului din temelie, candidatul la șefia PDL promițând că va fi un președinte care unește, nu dezbină. Am decis să vă prezentăm acest proiect politic, România Dreaptă, PDL politică dincolo de lozinci. Și el este un triplu angajament. Un angajament față de partid, un angajament față de partenerii europeni și, desigur, un angajament față de români. Angajamentul față de partid. În primul rând, Partidul Democrat Liberal, un partid unit. Nu mai suntem la putere, nu mai avem responsabilitatea guvernării. Eu spun că e și sănătos pentru partid să mai fie și în opoziție, că mulți îl cunosc mai decât de la putere. Și avem timp să ne restructurăm, să recâștigăm încrederea românilor și să câștigăm viitoarele bătălii electorale. Dar pentru asta trebuie să fim uniți, trebuie să revitalizăm partidul, trebuie să reconstruim de la firul ierbii în foarte multe localități, inclusiv din Hunedoara. Este un moment în care trebuie să demonstrăm că suntem o echipă și să ne recâștigăm identitatea. Adversarii nu sunt în partid, sunt în afară și, din păcate, în ultimii ani am demonstrat că din interior ne putem face rău mai mult decât ne pot face cei din afară. Vasile Blaga critică politica fiscală a guvernului Ponta, mai ales în agricultură, unul dintre domeniile economice cel mai greu încercat. Cei de pe partea stângă, ai cine se reprezinte cu cinste, Ponta și ai lui USL-ul, în fiecare zi le promite câte ceva și le dă câte o dare, pentru că un impozit. Sigur, n-are curajul patru pe față, ca și cu 16% cu taxele și impozite locale. Le bagă așa pe ascuns, în codul muncii, în codul fiscal, de exemplu. De la 1 ianuarie, de la 1 martie, știți bine, dacă ai două văcuțe, ești numai bun, ești de stânga, n-ai nicio treabă. Dacă ai de la 3 în sus, deci ești chiar pur, 2 milionul la fiecare. Dacă ai 2 hectare de pământ, nicio problemă. De la 3 în sus, dă milioane la fiecare hectar. Dacă îți trece prin cap să-ți faci un solar de un hectar ca să ai ceapă și salată mai devreme în piața Deva, 84 de milioane la hectar. Toate astea la Ponta, apoi să nu se supere, bine le face. Pe urmă, le-au dat 70% din vot. În județul Hunedoara vor veni să-și susțină moțiunile și ceilalți doi candidați la șefia partidului, Elena Udrea și Monica Macovei.